Alegerile europarlamentare bat la ușă, iar ALDE mizează pe o campanie pozitivă. Va trebui să spunem românilor de ce Europa este în continuare o soluție, ce trebuie să facem pentru democratizarea unor instituții europene, ce vom face pentru România și mai puțin contra, pentru că de 5 ani de zile m-am săturat, cel puțin eu personal, de politica contra, contra a ceva, contra tuturor, dar contra. Hai să mai și construim. Noi doar ne înjurăm. Declară europarlamentarul ALDE Norica Nicolai. În privința relației cu PSD în timpul campaniei electorale, Norica Nicolai a precizat că se va respecta relația de coaliție. Cu siguranță în campanie vom respecta relația noastră de coaliție. Este firesc. Nu cred că vor exista atacuri între noi și PSD din punctul meu de vedere. Campania trebuie concepută cumva pro și contra. Norica Nicolai mai declară că ALDE a reușit să își dubleze scorul electoral față de alegerile din decembrie 2016 pentru că a venit cu soluții. Îmi explic această creștere a ALDE în sondaje prin prestația liderilor partidului și în special a domnului Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că noi ne-am implicat foarte mult în zona de conflict. Am încercat să găsim soluții la toate problemele cu care ne-am confruntat și cred că oamenii apreciază tipul acesta de comportament. Mai spune Nicolai, alegerile europarlamentare de anul acesta se vor desfășura în data de 26 mai.